Bun venit, oameni dragi, lucruri simple despre asta iubesc să vorbesc, pentru că, de fapt, lucrurile simple sunt cele mai puternice în această viață. Esențele acelea mici, dar extrem de puternice. Ce urmează să vă spun este legat direct de fericire, pentru că fiecare om de pe acest pământ caută, într-o formă sau alta, fericirea. Dacă ai avea un singur lucru în vedere, un singur lucru în vedere, vreau să fiu fericit și fac tot ce ține de mine să fiu fericit, cu o singură condiție, să o numim așa. Nu voi face nimănui rău. Nu voi minți pe cei din jurul meu pentru a fi eu fericit. Nu voi fura pe nimeni pentru a fi eu fericit. Nu voi călca pe cadavre pentru a fi eu fericit. Dacă ai în vedere lucrul acesta, atât, vreau să fiu fericit, dar nu voi face nimănui rău în acest drum al meu pentru fericire. Vei vedea că partea simplă a acestui mesaj instant este înțeleasă. Instant înțelegi la ce mă refer. Doar că poate interveni apoi partea complicată a lucrului simplu. Acea parte complicată este mintea ta, este ego-ul tău, care va lua și va analiza asta și o va întoarce pe toate părțile. Dar nu se poate, nu se poate în societatea asta să fii fericit, nu se poate fără să minți, nu se poate fără să furi și tot așa. Lucruri false. Lucruri false pe care le-am transmis unii către alții în mod inconștient. Și în felul acesta am ajuns în punctul în care ne aflăm la nivel de societate. Oamenii sunt dispuși să se calce în picioare pentru a fi fericiți. Dar pe undeva ceva esențial, ceva radical a fost omis. Oamenii ajung să facă orice. Orice pentru a fi fericiți și nu mai țin cont de ceea ce se află în jurul lor. Și aici mai este un lucru important pe care simt să-l menționez. Pentru că te poți duce la extrema cealaltă, la extrema în care, aoleu, sunt egoist, mă gândesc numai la mine, a zis nu știu cine, nu știu ce despre mine, că îmi urmez drumul și tot așa. Aici este un alt aspect important. Lumea mereu va vorbi. Lumea se poate supăra. Deci tu nu ai făcut cu intenție cuiva rău pentru a fi tu fericit. Dar sentimente sunt atinse, ego-uri sunt atinse și oamenii pot comenta, se pot lua de tine. În acel moment este un punct foarte important. Asigură-te că nu ai făcut rău, că nu ai avut vreo intenție să-i faci rău acele ființe. Și dacă într-adevăr n-ai avut nicio intenție, nu ai de ce să te îngrijorezi. Mergi înainte. Universul are mereu grijă ca lucrurile din interiorul său să fie în echilibru. Astfel, cel care urmează să fie fericit, fără a avea vreo intenție de a face rău celor din jurul său, negreșit acesta va fi fericit. Lucruri simple, dragilor, lucruri simple. Caută să fii fericit, fă tot ce ține de tine pentru a fi fericit, dar nu le face rău celor din jurul tău în această căutare a ta. Dacă oamenii vorbesc, dacă oamenii sunt atinși de către ceea ce tu faci în mod indirect, aceea este problema lor. Trebuie fiecare să își vadă propriile lucruri, să-și vadă manifestările egoiste în care pretind de la ceilalți că ar trebui să fie într-un anume fel. De fapt, fiecare ar trebui să fie exact așa cum este el. Sper că a fost clar acest mesaj, ceea ce am vrut să-ți transmit prin el.
Dacă aveai nevoie de aceste cuvinte, mă bucur că au ajuns la tine și îți urez ca în continuare să te inspire și să te ajute, să te susțină în acest drum minunat pe care te afli. Viața e frumoasă, mergeți tot înainte, fiți fericiți!